Dumnezeu zice așa: cine poate să fie împotriva mea dacă eu sunt cu tine? Nimeni. Ce ai spune unui tânăr sau unui antreprenor sau, mă rog, unui om cu experiență care vrea să meargă la următorul nivel, care vrea să ajute oamenii, care vrea să devină prosper, care vrea să se lupte pentru visurile lui și care spune: domnule, mie mi-e teamă să fiu înjurat și criticat. Ai fost vreodată criticat și înjurat? Eu? Ferească Dumnezeu, de milion de ori. Dar nu mă interesează asta, domnule. Dacă tu ai conștiința împăcată și e împăcat cu tine, că poate să fie orice critică. Tu crezi că n-am cărcotaș? Tu n-ai, crezi că n-am critici? Deci nu poți să-ți imaginezi câte am, chiar din interiorul bisericii uneori. Înțelegi? Dar nu contează. Atâta timp ce ești criticat, existi. Și înseamnă că ai o semnificație. Dacă nu te mai critică nimeni, nu ești un nimeni. Da, tu ceea ce spui acum ar trebui să fie pus pe un banner mare în oraș. Nu ești criticat, nu existi, e fabulos. Dar ceilalți care nu pot să asimileze ceea ce spui tu acum. Auzi, nu toată lumea este făcută să fie antreprenor și să fie puternic. Pentru că Dumnezeu ne-a dat anumite calități. Dar ăla poate să fie bun în alt domeniu. Putem să fim toți antreprenori. Dar îți spun, cine vrea neapărat ajungă undeva, de ce vorbim noi acum, va ajunge, dar prin muncă, dar trebuie să înceapă cu cea mai joasă muncă dacă trebuie. Toate oportunitățile, pentru mine, orice oportunitate de a câștiga bani, eu m-am folosit de ea. Pentru mine era o onoare ca patronul meu să mă sună la 8 la 2 jumate să-l ajung că a rămas în pană. Pentru că eu, înseamnă că eu am fost omul ăla în care a avut cea mai mare încredere. Și chestia asta contează foarte mult. Muncă, 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 fără limite. Tatăl meu a fost cel mai harnic om ce poți să-ți imaginezi vreodată. Noaptea făcea cărămidă și ziua mergea la câmp. Dormea câte 3-4 ore, eu nu știu cum a rezistat. Asta m-a inspirat foarte mult să văd o perseverență. Tata niciodată n-a văzut munca acum, a văzut doar sfârșitul, când va fi munca terminată. Când mergeam cu el la câmp și așa mai departe. Asta m-a ajutat. Mai trăiește tatăl tău? Da, mai trăiește, da. Ce relație ești cu el? Cum ești cu el? Te inspiri? Cea mai bună relație posibilă cu părinții. Dar stai oricum, cine nu are relație bună cu părinții, pentru mine ăla nu este om.